Bun găsit, oameni buni, începe 100% tu decizi. Atenție, fiecare personaj pe care îl zugrăvim săptămâna aceasta, în fiecare zi, în jurnalele de la 14, 17 și 20, câte un personaj pe zi, este contactat în vederea dreptului la replică, atât în ziua difuzării materialului, cât și în emisiunea 100% tu decizi, pe care o realizez împreună cu Marinela Michetelu și Anca Alexandrescu, sâmbăta de la ora 19. Să nu avem vorbe. Dacă ați râs de Dăncilă cât a fost la guvernare și ce lucruri putea să rostească, să ne uităm și la ce subalterni a avut. Un ministru discret, l-a numit presa, care cânta pentru partid. Însă chiar oamenii partidului îl numeau, citez, cel mai prost ministru posibil. Andrușcă s-a născut în 1969. Între 2014 și 2016 a fost președintele Consiliului de Administrație al Conversmin, firma de stat care se ocupa și se ocupă de închiderea minelor. La Ministerul Economiei a lucrat pe postul de consilier personal al unui secretar de stat în guvernul USL. Fostul ministru este și deputat în Parlamentul României din partea PSD. El la primul mandat a vorbit în calitate de deputat în cei 4 ani de 4 ori de la tribuna Parlamentului. La jurământ, 31 de secunde. La 4 ani distanță a vorbit încă 8 secunde, apoi 16 secunde și apoi o intervenție mamut de 11 secunde în mai 2020, iar performanța a avut-o pe 15 iunie anul acesta, când a vorbit fix 3 secunde. Păi ce a zis? L-am plătit și pe el 4 ani ca să iasă 1 minut și 12 secunde în total. Cel mai mult a vorbit de la tribună nu în calitate de parlamentar, ci în calitate de ministru, atunci când a fost depusă o moțiune simplă împotriva lui. Apropo, cuvântul parlament vine din italiană, parlamento, parlare. Înainte să fie plătit de stat, a fost șef la vulcanizare în comuna Vânător Neamț. Facultatea a terminat-o la 32 de ani. În CV-ul său nu și-a trecut când a terminat liceul sau ce liceu a absolvit. Însă și-a trecut atenție autonomie în activitate și capacitate de sinteză. Deși la limba română și la competențe profesionale v-ați lăburit, vă spunem cer că omul a știut să facă bani. Alături de soția sa, Elena Andrușcă, ex-ministrul economiei, deține nici mai mult, nici mai puțin de 10 loturi de teren. 7 sunt intravilane, cu o suprafață totală de 23.000 de metri pătrați, 3 terenuri agricole, cu o suprafață de 22.000 de metri pătrați. Mai are un apartament în Târgu Neamț, cu o suprafață de 69 de metri pătrați, 2 case cu suprafață totală de 386 de metri pătrați și un autoturism.